Știi că pesticidele chimice stresează plantele și reduc producția cu până la 30%? Și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit, dă putere plantelor. Pe site-ul hectar.ro găsiți o gamă variată de semințe profesionale, fix așa se și numesc, cu brandul Hectar, și hibrizii găsiți cu sub diferite denumiri. La fel, intrați pe site, vă alegeți hibridul pe care îl doriți în funcție de unde îl cultivați, în câmp sau în spațiu protejat, de temperaturile sau perioadele la care îl cultivați, de ce doriți de la acea cultură, să fie timpurie, să fie tardivă, să fie roditoare, să fie cu creștere determinată, nedeterminată. Toate descrierile găsiți în dreptul fiecărui hibrid. Astăzi, în imagini, aveți hibridul de ardei lung sau ardei capia, Carpatin F1 de la Hectar. Vă prezentăm acest hibrid pentru că se seamănă în luna martie, deci este momentul la care trebuie să produceți răsaduri pentru acest hibrid. Se transplantează plântuțele, răsadurile în luna mai și recoltați, dacă totul merge bine, recoltați în lunile iulie până în octombrie. Și acest hibrid, cum am vorbit și în prima parte a emisiunii, are o toleranță ridicată la condițiile extreme de temperatură. Extreme înseamnă că suportă și temperaturile scăzute din primele perioade de vegetație, dar și temperaturile foarte ridicate din timpul verilor, mai ales că ne confruntăm cu niște veri foarte, foarte călduroase, chiar caniculare. Da, dar masa foliară a hibridului respectiv acoperă fructul în așa fel încât nu permite razelor solare să ardă fructul și să îi deterioreze aspectul comercial. Vine și cu o rezistență ridicată la virusul marmorării al ardeiului și, așa cum a spus și domnul Ghibu, planta este foarte viguroasă, cu un foliaj bogat. Asta înseamnă că vigurozitatea îi asigură hrana fructelor, da, și protejează fructele. Din denumire, este și un hibrid cu creștere nedeterminată. Din păcate, iară timpul a expirat, nu ne mai ajunge timpul să vorbim aproape de nimic, dar sper că toți cei care urmăriți emisiunea vă găsiți răspunsurile. Dacă nu, vă așteptăm să ne scrieți pe adresa de e-mail, dacă cumva vă interesează altceva decât am discutat noi în cadrul acestei ediții, ne scrieți pe adresa de e-mail și noi fie vă răspundem în scris, fie problemele mai importante le aducem în fața tuturor. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informațiile aduse și astăzi, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și vă așteptăm cu mare drag miercuri în direct la ora 18. Toate cele bune, multă sănătate! Emisiunea v-a fost oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando.